Salutare, fraților, iată, suntem la un nou episod din Cariera cu Rapidul. Suntem în Transfer Market și mă uitam așa pe echipă. Ce am avea noi nevoie, văd că în față l-avem pe Florea și pe Paraschiv și pe Barbu. L-avem pe Hlistei cu Ilie, cu Bratu și cu Benzar în dreapta și în stânga. În jumate de bază este Rareș, Lazar și cu Giorza. Dar mai avem și pe Bratu acolo. Enache, Raul Costin, Pănoiu chiar, fundași. Avem trei fundași centrali cu experiență pe Dandei, Spas și Săpunaru. Voicu, Florica în stânga, Finică merge și acolo și acolo. Nici nu știu ce am putea să transferăm, așa mă uitam prin lista de transferuri și nu văd. Da, într-adevăr ne-ar trebui un fundaș dreapta și aici mă voi gândi ori la Onea de la Iași, ori la Oancea. Delan de la FCA Giurgiu, Miraj Dorica și fundaș central, dar îi iau pe ăștia trei momentan, deci și dacă îl iau, n-am cum să-l bag în fața lui Spas și a lui Săpunaru. Cioiu în dreapta e un tânăr interesant, dar cam mult pentru calitățile lui. Preșmerean la fel, are o sumă cam mare, într-adevăr e un băiat bun, dar e popos cu Hlistei, nu știu dacă ar avea loc, la fel Negrean îmi place, pe ăsta chiar l-aș cumpăra, dar e o problemă cu el că e la fel, e popos cu Drăghiceanu, Tucariuc la fel, Dodoi n-are rost să-l iau, Malele îl aveam că era în ultimele 6 luni de contract, dar am văzut că și-a prelungit contractul cu FC Argeș. Deci, momentan nu ne interesează. Pârvulescu... Da și nu, da, la fel. Nu știu, mi se pare că avem o echipă destul de frumoasă. Singurii care m-ar interesa, sincer, ăștia ar fi Tucariuc, Alex Negrean și cu Preșmerean. Dar, nu știu, vom vedea dacă cumva ar intra vreunul aici. Ia să vedem în Liga 1 cum este clasamentul. CFR pe primul loc, FCSB, Viitorul Craiova, Astra, Argeșul pe 6, surpriză. Ultimele Chindia, UTA și Hermașa, deci noi cam după aici o să ajungem să cumpărăm. Din câte se pare, ia mă timp, stați. Chiar... Chiar sunt curios ce am putea să luăm. Clar ne gândim la primul loc, avem buget bun, zic eu, avem 3 milioane la transferuri, dar nici nu-mi place să fac transferuri doar de dragul de a le face. Adică prefer să-mi las echipa așa cum e, că joacă bine și vedem o... Da, că va pica 1-2 transferuri. Adică mă interesează mai mult să fac transferurile în vară. În vară vreau un portar de Liga 1 în locul lui Drăghia. Un fundaj dreapta care probabil va fi Onea. Și poate un atacant dacă băieții ăștia doi nu fac față. Dacă fac față, n-avea treabă cu ei.
Îi păstrăm. Uite, total are ofertă din promut. Păi, lași împrumuta. Dacă vrei. Doar împrumut, nu... Nu mai mult. Ia, pe la liber de contract. O fi ceva interesant? Nu pot să zic că e ceva interesant. Short, da, bă, da, el. Că poate joacă și el la voi acolo. Drăgiceanu are ofertă din Superliga. Nu pot să-l împrumut și uite că avem meci la Mioveni. Meci care îl vedem și pe Oancea. Da, îl bau pe Benzar acolo în bandă. Și pe Finică. Să vedem ce vreme este. Winter. Hai că e norat. Da, mi-a venit așa. Noi luăm vișiniu să nu avem probleme de culoare. Și suntem pe municipalul de la Mioveni. Probabil ați observat că avem ca și limba germană acolo. E normal pentru că noi jucăm în Liga 2, a 3-a. Deci asta practic este Bundesliga 3 formatul. Iată sunt și steagurile Unterhaching pe acolo, FC Unterhaching. Dar nu ne deranjează, important e că avem Liga 2 și putem să ne bucurăm de ea. Super arbitrul. A luat și el tot culoarea galbenă. Mioveniu iese la luptă. O greșeală mare în apărare
Totul a plecat de la Florica. Și ce se mi-o ven deschide scorul. Eu nu zrădesc. Florea de unul singur încearcă acolo să combine, dar nu reușește. Hai mai amici de aici. Tristei, iată cât de frumos jucăm un doi. Drăgiceanu, Messi din Giulești. Cât de simplu joacă acest Drăgiceanu, dar atât de frumos. Bun, foarte bine. Minge periculoasă trimisă de cei de la Mioveni. Finică. Bine, îl vede acum pe Florea. Florea are viteză bună. Florea mai departe. Tot el este la balon. Un, doi, frumos. Florea. Wow! Transversală. Ocazie mare pentru Rapid. Aproape de un eurogol, Florea. Rădescu. Pou, bară și Mioveniu. Bară și Dacia Mioveni, iată se joacă pe contre și pe bări. Două echipe bune, mai ales Rapidul nostru. Brădiceanu, balon! Brădiceanu! Ce ratare! A crescut mult Drăghiceanu. E bine, Benzar în fața porții, nu cred. Nu cred că am făcut asta. Bravo, băi, săpunare. Benzar. Finica. Lazar. O cere Florea și o primește. O fentă frumoasă din corp și goleadorul marchează El Goleador. El Goleador lovește din nou.
Un șut perfect al lui Daniel Florea. Îl bag și pe Paraschiv. Și pe Elie. Paraschiv a arătat și o formă bună, dar nu e vârful ăla care îl vedeam noi și care l-am văzut în Florea, l-am găsit până la urmă. Începuse la un moment dat să îmi pare rău că l-am luat pe Florea, dar a fost talent omul. Foarte bine, Paraschiv. Giorza. Florica. Florica se duce bine pentru Tristei. Paraschiv, gol! Dar cred că e offside. Nu e offside. Ce noroc a avut Paraschiv. Nu e Paraschiv, e tot Florea. E tot Florea, fraților. Fantastic cu Florea. Am avut impresia că este Daniel Paraschiv, dar a venit Florea cu un șut. Mai mult decât perfect. Și cred că a ajuns la golul cu numărul 8, iată Daniel Florea. Mioveniu este în genunchi în aceste momente. Recuperează bine. Paraschiv, Paraschiv la balon. Paraschiv, Paraschiv se duce bine. Ho, frumos pentru Florea. Și offside. Minutul 85 se face schimbare. Scapă Burne, bine. Finică recuperează, pasează la Săpunaru. Săpunaru este, dar se termină meciul. Și câștigăm deplasarea de la Miove. I-am spart pe ăștia. Încă o dată, Florea ne arată că este genial. Ce să mai zic de Florea, că e... E piesă, omul. Mai avem nevoie de o victorie, zic ei, în deplasare. Poate cine știe vine chiar cu Craiova, fi baieta, Angelina la e periculos. Zunici Popa, Zunice de la noi. Să că îl rezolvăm repede pe Zunici.
Jucău pe arena din Craiova, pe Ion Oblemenco, pe frumosul Ion Oblemenco. Bine, că aici este de fapt arena Velodrom din Marseille. Și începe nebunia. Dacă e Caftin și pe Olteni, ce să mai rupem tot? Foarte mulți străini pe aici pe la Craiova prin echipă. Nu prea simt spiritul ăla oltenesc. Dar o simte Florea acum. Pamă, ce paradă! Și nu e offside, iată, scapă Balan, Balan se duce, se duce Balan, iese portarul, gol! Gol marcat de Craiova, a marcat Balan. Putu-s morții, mati. Ce să mai a prins Claudiu Balan pe atac. Ne-a prins nasul. Nervos și nu e bine. Brato este bine cu balonul, Brato, și acum îi pasează lui Florea, Florea, Florea la balon, Florea, intră Florea, gol! El goleador marchează din nou. Am avut impresia că a scos-o Brato, dar cred că i-a dat mâna peste cap, a tras atât de tare de ia da una peste cap la portar. V-am spus că avem echipă bună, nu. N-are rost să facem transferuri așa. Doar să le facem. Tot negru la balon. Giorza o pune jos. Haide voi, drăgia. Nu. Pau, lui Spas a făcut-o. Roșu. Ce-a bătut joc de noi? Balan în fața unui hat-trick. Pau! A ratat-o, bă. O ratară oltenașii. Îl bag pe Paraschiv acolo. Bravo, Drăghiceanu! Scoatem un mic haut, Brato. Pentru Florea. Bine, oh, unul de bun, eu l-am
foarte bună Diallo. 3-1. Cech ne-a dat terenul în cap. Ne-a dat cu terenul în cap. Voi. Nu. Saponaro. No, nu cred. Nu cred că ai făcut asta, Saponarule. Mamă, mamă, avem și noroc. Mai avem și noroc. Hai că poate facem 3-2 măcar. Să avem un final frumos. I-a dat-o lui Flore, trebuie să-l facă pe monstrul ăla de dialog mai repede. Bine, Floro, bine, Floro, bra... Ah, s-a dus. Hat-trick, voilà. Are trupă. Are trupă creva. Se termină meciul. Ne-a spart cu bătaia. Dar, na, asta e. Păcat că a avut ispas intrarea asta. Care n-avea rost. Răzvan Lucescu. Ilie are ofertă. Nu, nu l-aș vinde. Are 17 ani. Mai are multe de arătat fotbalului. Da, vom avea meciul cu Cluj, dar îl vom vedea în episodul următor. Iată că s-a ridicat, Craiova a ajuns la un punct de noi, bine, care are un meci în plus. Cu Cluj e jos. Concordia te dezamăgește din nou. Vom vedea în episodul următor ce se întâmplă. La revedere!